Universitatea Craiova CFR Cluj, 11.04.2021, scor final 0-0. Bisturiul doctorului are canturi diferite, la CFR taie, la adversari pansează. Pentru adversari mumă, pentru CFR ciumă. În minutul 12 al meciului, Hațegan acordă cartonaș galben când Camara se împiedică de piciorul lui Bordeianu. Dar nu și când în minutul 23 Dan Nistor îl faultează din spate pe Kipciu Clar, fără nicio intenție de a juca mingea. În minutul 12 al partidei, Hațegan acordă cartonaș galben, iată, când Camara se împiedică realmente doar de piciorul lui Bordeianu. Nu face același lucru în minutul 23. Avem momentul, Nistor îl faultează din spate pe Kipciu, fără nicio intenție de a juca balonul, iar jucătorul Craiovei nu este sancționat de Ovidiu Hațegan. În același meci, Hațegan nu acordă penalti clar la tragerea evidentă a lui Vătăjelu asupra lui Camora. Deși în prima repriză, același arbitru Ovidiu Hațegan văzuse fault în atac la ținerea lui Kipciu în duel cu Bancu. În aceeași partidă, Hațegan nu acordă penalti clar, se poate observa aici, la tragerea evidentă a lui Vătăjelu asupra lui Camora, deși în prima repriză, același Hațegan a văzut fault, iată momentul, în atac la ținerea lui Kipciu în duel cu Bancu. CFR Cluj, Universitatea Craiova, 24.04.2021. Deși comite greșeli flagrante, peste numai 10 zile, Ovidiu Hațegan este, paradoxal sau nu, delegat din nou la CFR Cluj, Universitatea Craiova, rezultat final 1-2. Și operează din nou împotriva echipei noastre. În minutul 42, el consideră că Bancu nu-l faultează pe Kipciu și evident că nu dictează penalti. În minutul 84 însă, la o fază similară, în care Manea îl atinge discret pe Câmpanu, Hațegan fluieră imediat fault. De fiecare dată, plasamentul arbitrului Ovidiu Hațegan este excelent. În minutul 42, arbitrul Hațegan consideră, iată, că Bancu nu-l faultează pe Kipciu, deși este clar că Bancu n-a avut intenția de a juca balonul și nu dictează penaltii. În minutul 84 însă, la o fază similară, în care Manea îl atinge discret pe Câmpanu, Hațegan fluieră imediat fault. De fiecare dată, plasamentul arbitrului Ovidiu Hațegan este excelent.